Un accident grav pe DN1 la kilometrul 18 Balotești, sensul către Ploiești. 5 sau 6 autoturisme implicate, 4 victime, 2 sunt încarcerate. A fost solicitat elicopterul SMURT. Corina Matlinski este în legătură directă cu noi și are mai multe informații. Corina, te ascultăm. Da, vorbim despre un accident extrem de grav la kilometrul 18 Balotești pe DN1, sensul de mers București-Ploiești. În aceste momente se știu că 5 sau 6 mașini au fost implicate în acest accident. 4 persoane din aceste mașini sunt victime, 2 persoane sunt încarcerate, iar pompierii încearcă chiar în aceste momente să le scoată din mașini pentru a primi îngrijiri medicale. A fost solicitat acolo și un elicopter SMURD pentru a prelua una dintre victime care s-ar afla în stare mai gravă. Vă spuneam, deocamdată abia au ajuns pompieri acolo și evaluează starea victimelor. Traficul în zonă, să știți că este restricționat pe banda 3 și pe banda a 2, se circulă cu dificultate doar pe banda 1. Așteptăm să vedem după ce victimele vor fi preluate și care este cauza acestui accident. Polițiștii deja sunt acolo și au deschis cercetările. Corina Matlinski, îți mulțumesc pentru aceste informații.